Deci, am intrat pe, hai să spunem, drumul de centru al capitalei, da? Cam cum arată ăsta în comparație cu cel al Sofiei. E o văgăună. E o văgăună și orașul mult mai mare și mult mai influent decât Sofia. Bulgaria nu e atât de influentă decât România. Deci este clar că căciula de aici e mare. Că nemții n-au putut să joace la fel cum au jucat în Bulgaria. Pentru că și Iohannis este contra carat. Sunt obosit. După 1000 de kilometri, iertați. Deci în condițiile astea, o căciulă de genul ăsta se joacă cu capital de afară mare și cu influență puternică. Cine e mai mare decât capitalul german și decât influența germană? Atât pe planetă cât și în România. Mai sunt doi jucători mari. La unul suntem zburliți, iar la celălalt suntem închinați, că îl iubim și ținem la el, că nu există român să nu fie pro-american. Nu cred că există român să nu fie pro-american. Deci este clar cine trebuie să câștige în mod normal, firesc, natural, evident, contractul de facere a centrului capitalei. Nu e firesc să fie capitalul american? De ce să fie capitalul nemțesc? Chiar deci? Pentru că în afară de mașinile lor poluante, ce mai luăm de acolo? Nimic. Neinteresant. Angela ne ține la ușă. Dacă era după europeni, nici acum nu intram în NATO. Noroc cu George Bush, nici măcar cu Obama. Și când am intrat în țară, la un moment dat m-a oprit un băiat de la poliție, un tinerel, cu un băiat mai matur de la jandarmi. Oameni amabili, se vedea pe fața lor că sunt profesioniști. M-au întrebat dacă n-am bucăți de carne de porc. Aici boala, domnul Dragnea, cu carne de porc e nenorocire. Lumea s-a oprit la miezul nopții acum, care, că-s două ore trecute de miezul nopții, pe lângă mașina care era cu licuriciu, și au început să povestească cum că sunt zvonuri că matale, domnul Dragnea, ți-ai vândut porcii înaintea apariției gripei porcii. Că o fi adevărat, că nu o fi adevărat, la PR-ul pe care l-aveți, merge prost. La sistemul de comunicare pe care l-are PSD-ul, merge prost. Mai devreme sau mai târziu, toți corifeii miliardari mascați în spatele partidului vor trebui scuturați de avere și întrebați la socotele. De la Microsofteală până la toate averile pe care le-au făcut băieții, care sunt așa cum sunt și niciun caz curat. Pentru că este un paradox al României. PSD-ul, Partidul Săracilor, are cei mai mari bogați, iar PNL-ul, Partidul Bogaților, e plin de pârliți, care ei sunt frustrați, pentru că aici pluralul este corespunzător, ei sunt frustrați că nu sunt și ei în administrație să fure și să îmbogățească, că ăștia la alții. Deci diferențele sunt la modul la care un rău care e peste țară totuși dă niște solde de mizerie la militari, niște pensii la săraci, la pensionari și niște salarii așa cum le dă, iar alții care nu sunt la putere vor doar un singur lucru, să ajungă să îmbogățească ei. Un principiu total toxic al parandărătului. Oameni buni, România e formată din oameni. Țara asta este formată din oameni. Liviu Dragnea, poți să le dai cât vrei la oameni. Dă un om care să vorbească în numele lor. Nu mai ține bâlbâiți în jurul dumitale. Ai nevoie de un dulău de încredere. Cumpără bre un buterier, nu mai folosesc gardă pe Viorica. Ai nevoie de un om care să fie capabil. Nu-l ai în guvern. Contractează-l din străinătate, omul. Subcontractează. În management asta se cheamă delegare de competențe. Nu poți să le faci pe toate. Dacă n-ai oameni pregătiți în jurul tău, învață și închiriază un om care să facă și meseria și un trainer care să-ți învețe pe ăștia să devină miniștri și ce vrei matale, dacă te-a ales prostimea și e fericită că ești matale conducător. Eu sunt și nefericit și fericit. Îmi dau seama de șansa de căcat pe care o am și de viața de mizerie pe care o trăiesc vrând nevrând aici condamnat de neputință, că n-am putere să mă pot să mă duc afară. Nu știu dacă e bine sau e rău.
Poate că ar trebui să fim mai bine noi înșine ca români. Și știi ce dureros sună, domnul Dragnea, când îi vezi pe băieții ăștia că stau în miezul nopții să caute niște pârlite de porbagaje unde un alt disperat face o pitală de carne de porc pentru la iarnă când o să-l rupă foame. Nu te rupe inima să fii conducătorul unui popor care e teamă că iar ajunge înfometat ca în vremurile lui Ceaușescu. Acel Ceaușescu care nu s-a atins de gospodăria omului. Care nu i-a luat porcul din curte. Nu i-a otrăvit de vie pasărea. O să-i desfințeze și via omului ca să vândă capitalul german și mall-ul unde proștii din plastic se duc și cumpără plasticul străinilor și bunicilor mor de foame. Sau mătușile. Chiar nu aude nimeni în țara asta chestia asta. Chiar nu există nicio reverberație vis-a-vis de povestea asta dramatică. Nu știu dacă este important dacă băieții caută să-și dea la Pasternak împreună cu alți băieți sau dacă fetele se țin de mână. Chiar nu știu. Și chiar nu mă interesează aproape. Dar faptul că românii în iarnă s-ar putea să n-aibă bani să-și cumpere de mâncare și să-l sărbătorească pe Iisus la naștere, asta e chiar o chestie dramatică. Și crede-mă, domnul Dragnea, asta te urinează și te ruinează ca lider. Dacă nu iubești oamenii, poate că nu-i bine să faci politică. Pentru că e ok. Trebuie să iubești oamenii necondiționat și nu trebuie să fie relație biunivocă. Ei s-ar putea să nu te iubească. Dar tu, ca să le fii dealer, trebuie să iubești. Nu trebuie să simtă că le ești indiferent. Oamenii au nevoie să fie tratați corespunzător și ca atare. Nu ca animale, nu ca rubrici, nu ca piese dintr-o listă, ci ca oameni. Am simțit în sufletul băieților ăstora durere, mâhnire, dezamăgire, dezaprobare, deznădejde. E păcat. Ăștia sunt băieții care trebuie să slujească statul român. La centenarul ăsta de 100 de ani, românii sunt îngenunchiați. Și ceea ce este mai grav, mai mizerabil, este că sunt îngenunchiate visele lor, speranțele lor. Ei nu-și mai doresc să fie români. Și nu-și mai doresc nici să trăiască în România. Asta e o problemă, domnul Dragnea. Asta e o problemă corifeilor din PSD. Asta e o problemă înfometaților din PNL. Asta e o problemă, USR-ule. Nu dacă este unul sau altul penal. Cum faceți ca oamenii ăștia să aibă bucuria vieții că sunt români și să nu trăiască în deznădejdea de a trăi ca român? Să-și dorească să fie român și să trăiască aici. Nu să se mândrească. Că dacă ai să te uiți cu toți românii cu care te mândrești, toți românii sunt realizați afară. Nu în țara asta.